Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal Parfumat. Povestim astăzi despre parfumuri pe care le-am purtat săptămâna trecută și vreau să vă zic că clipul acesta conține obsesii parfumate. Am purtat niște parfumuri pe care le ador și înainte de toate vreau să vă rog să-mi spuneți și voi ce vreți să mai vedeți la mine pe canal. Nu știu, dați-mi și voi idei de clipuri pe care ați vrea să le vedeți în această perioadă. Și haideți să trecem la parfumuri. O să încep cu un parfum care mie îmi place foarte mult în perioada rece. Deși nu este un parfum pe care eu să-l văd așa foarte iubit, cel puțin pe canalele pe care mă uit eu, nu prea l-am văzut pe internet și chiar v-aș ruga să-mi spuneți și voi în comentarii dacă l-aveți în colecție și cum vi se pare, dacă l-ați testat. Ei bine, să știți că eu ador acest parfum. Este un parfum care are și scorțișoară în compoziție și este un parfum dulce, cumva are două faze. Este deschiderea, care este una fructată, suculentă, dulce și avem o bază lemnoasă și cozy. Foarte potrivit mi se pare toamna și iarna. Este un parfum dulce și foarte frumos, are și vanilie, prune, măr. Are un pulverizator foarte, foarte bun. Deci îmi place atât de mult cum miroase, este superb. Are deschiderea aceasta fructată, suculentă și dulce. Ba chiar avem vanilie în deschidere, fructe și scorțișoară. Apoi în mijloc avem niște flori și cimbru. Avem iasomie. Nu îl simt condimentat, adică nu simt cimbru, iar baza este una lemnoasă. Avem note lemnoase, lemn de santal, cedru și măslin. Cred că măslinul acesta îi dă o aromă aparte. Este un parfum foarte aromat, foarte armonios, îmi place tare mult. Chiar o să-l port în continuare și v-am povestit și anul trecut despre el, cam tot în aceeași perioadă. Mi se pare că l-am și cumpărat anul trecut și l-am folosit destul de mult. Foarte frumos este parfumul, eu vă recomand să îl testați și dacă îl aveți, spuneți-mi și mie ce părere aveți despre acest Alive. Este apă de parfum. O altă obsesie parfumată, sau mai bine spus, noua mea obsesie parfumată este Commodity Milk. Nu vreau să vă zăpăcesc cu acesta pentru că deja v-am tot povestit în ultimele clipuri și vreau să vă zic așa. Este un parfum foarte puternic, este un parfum pe care îl ții minte, care iese în evidență, care umple camera, care îți rămâne în nări și pe care dacă eu îl pulverizez acum nu mai simt nimic. Este superb parfumul acesta și v-am mai spus, este un parfum care trebuie testat înainte să fie cumpărat, dar dacă vă plac parfumurile dulci, are și lemnul acela de mahon care nu îl face să fie doar un parfum gurmand, este un pic spicy, este dulce, nu, nici nu știu, e greu de descris, trebuie să-l testez pentru că v-am mai zis atunci când l-am testat eu prima dată, îmi făcusem deja o idee despre el, dar nu a fost așa și a fost nevoie să îl testez pe piele pentru că altfel nu aș fi simțit niciodată cum este el ca și parfum, cum se dezvoltă pe un blotter. Deci, testat pe piele și neapărat testat. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este Replica by the Fireplace de la Maison Margiela. Mi-aș dori să fie mai multe parfumuri atât de puternice ca acesta de la Maison Margiela, cum este Matcha Meditation sau Coffee Break. Aș vrea să persiste și cele două. Și dacă erau mai puternice, cu siguranță erau până acum în colecția mea, dar am fost așa, nu știu. Despre By the Fireplace, probabil că știți deja, este un parfum care mie îmi aduce amintiri și dacă și voi v-ați petrecut vacanțele de iarnă la bunici, probabil ați simțit mirosul acela din sobă, de lemne arse. Dar totodată este și un parfum dulce, este un parfum vanilat, este lemnos, are și balsam de peru și castane, este foarte frumos parfumul acesta,
și foarte potrivit în perioada rece. Este un parfum de stare care mie mi-aduce amintiri și pe care îl iubesc. După cum vedeți, am consumat destul de mult, eu am varianta de 30 de ml și cu siguranță o să mi le cumpăr atunci când o să se consume. Ta-dam! O altă obsesie parfumată este La Belle de la Jean Paul Gaultier. De fiecare dată, am și scris asta pe Instagram, de fiecare dată când folosesc parfumul ăsta, mă gândesc la o sticlă de backup. Deci să nu cumva să scoat acest parfum de pe piață, să nu cumva să-l facă slab, pentru că mie mi se pare că acesta este cel mai frumos parfum de designer. Am zis-o. Deci este pentru mine cel mai frumos parfum de designer. Este și puternic, și persistent, și dens, și intens, și tot ce vrei de la un parfum. Imaginează-ți că așa miroase cea mai frumoasă femeie din lume. Deci, este un parfum fructat, este un parfum dulce, este suculent, este intens. Doamne, cât de bine miroase. Mie îmi dă un iz de fructe, îmi dă un iz de vată de zahăr. Este, nici nu știu cum să-l descriu. Dacă nu ați testat parfumul ăsta, deși mă îndoiesc, dar dacă nu l-ați testat și vă plac parfumurile dulci, trebuie neapărat să-l testați. N-am ce să zic despre el mai mult decât că este cel mai frumos parfum de designer din punctul meu de vedere și o să-mi iau cu siguranță un backup. Eu puține parfumuri îmi cumpăr. De fapt, nu prea am parfumuri de backup, însă pentru acesta chiar îmi doresc o sticlă să îl am de rezervă. Sinceră să fiu, nu neapărat că îl consum și nu mai am, pentru că pot să-mi cumpăr atunci unul, îmi este teamă să nu cumva să îl reformuleze, pentru că este minunat din toate punctele de vedere. Am purtat și un parfum mai nou intrat în colecția mea, este vorba despre Eilish numărul 2. Dacă ați văzut nebunia de pe internet, probabil ați văzut că a apărut și Eilish numărul 3. Din punctul meu de vedere, până acum Eilish numărul 1 este cel mai frumos, dar aici este vorba și despre preferințele fiecăruia. Deși acesta, Eilish numărul 2, stă foarte bine la capitolul unicitate, să zic așa, pentru că mi se pare un parfum diferit de toate parfumurile pe care le am eu în colecție, de exemplu. Este un parfum care se duce în zona parfumurilor de stare și parfumurilor care îți dau o stare bună. Să discutăm puțin și despre numărul 3. Din ce am văzut eu în note, mi s-a părut a fi un parfum care mă duce cu gândul la o pădure de conifere, ceva mai proaspăt. Eu am avut la un moment dat o lumânare parfumată. N-aș fi crezut că o să fie atât de pe placul meu, să zic așa, dar m-a impresionat și cumva când am văzut notele parfumului, m-a dus cu gândul la acea lumânare și aș vrea să testez numărul 3, dar în niciun caz nu l-aș cumpăra blind. Acum, după mine, cel mai frumos este numărul 1. Am auzit că numărul 3 este și mai slab. Despre numărul 2, să revenim la parfumurile noastre, pot să zic că stă foarte bine la capitolul unicitate. Adică este un parfum de stare, este un parfum diferit, nu mai am în colecția mea un parfum în genul acesta. Are și Palo Santo sau lemnul sfânt, este cozy, este proaspăt condimentat, este lemnos și dacă vorbim și despre preferințe, la unicitate are 10 din 10. Când vine vorba de preferințe, pentru că Eilish numărul 1 este, vai, ce bine miroase. Dacă Eilish numărul 1 este mai în genul meu, să știți că miroase foarte bine.
foarte bine miroase. Este proaspăt, este lemnos, parcă un pic tămâios îl simt, mai dark așa. Are papirus în compoziție. Nu știu, un pic plantos îl simt. Iar Boss, îmi place că este un parfum diferit. Nu mai am o colecție genul acesta. Și da, este potrivit și el în perioada rece și nu numai. Nu numai. Pe el îl văd așa mai versatil. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este această steluță condimentată potrivită pentru perioada rece. Foarte frumos este parfumul acesta. Este un parfum care te îmbracă într-o haină de iarnă, te îmbracă în zâna zăpezilor, ceva de genul ăsta, și care are toate notele din lume în compoziție. Are și ciocolată, are și fructe, are și flori, are și vată de zahăr și caramel, dar ce nu are? Dar toată această combinație e bun, e ce trebuie. Eu acum vorbesc despre o variantă veche și nu știu cum mai este cea nouă care se găsește acum pe piață, dar acesta este minunat. Doamne, cât de condimentat este, cât de condimentat este. Are chimion, nucșoară, miere, fructe roșii. Acum simt foarte bine condimentele, deci în deschidere condimentele se simt foarte bine, apoi începe, are și paciulii, mult paciulii, apoi începe să se îndulcească, să iasă o parte gurmandă la iveală și... Per total, este un parfum superb pentru perioada rece. Îmi place mult, 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 mult. E bine, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok mai nou. O să am un proiect, de fapt, vreau să fac un proiect în luna decembrie pe TikTok. Poate că o să mai postez din clipuri și pe shorts aici pe YouTube, dar cu siguranță nu o să pun tot, așa că dacă vreți să mă urmăriți acolo, o să vedeți că este un proiect foarte frumos și sper să-mi ias. Mă refer aici, nu vă gândiți la cine știe ce proiect, mă refer la faptul că vreau ca în luna decembrie să postez zilnic pe TikTok, dar o să vedeți și despre ce, acum sper să-mi și ias. Noi ne vedem în curând cu un video nou, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. V-am pupat. Pa, pa!